Astăzi noi credem, există două soluții pentru a schimba sistemul și pentru a schimba radical Republica Moldova. Una este aderarea la Uniunea Europeană și alta este unirea cu România. Dar în viitorii 20-30 de ani, aderarea la Uniunea Europeană nu va avea loc. De asta noi am discutat cu președintele Băsescu să vină aici o persoană nouă în politică, credibilă. O persoană care nu vine să, nu pentru mine să mă fac deputat sau pentru altcineva, dar ca să schimbăm sistemul trebuie să aducem oameni credibili în Europa și România trebuie să vină în Republica Moldova să pregătească unirea Basarabiei cu România. Unirea poate fi făcută, unirea nu este un act, un proces îndelungat. Nu este un act că într-o zi a avut loc unirea. Nici în 1918 procesul de unificare, de adaptare, de, eu știu, a durat foarte mult. Practic în 1940 nu era finalizat. Acum România trebuie să aducă investiții uriașe în Moldova. Să creeze infrastructură, să creeze locuri de muncă, să reorienteze valorile, să reorienteze și pe cei din Transnistria și pe cei din Găgăuzia cu fața spre România și cu fața spre Europa. Dacă astăzi aderarea la Uniunea Europeană ar fi valabilă, eu aș fi pentru aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă altfel nu putem schimba sistemul, dar nu este valabilă. Astăzi, pentru noi, unica soluție este unirea cu România. Ați văzut?